Știre electorală de promovare. Când a gândit alături de colegii săi proiectul Lucian Rus vine pe strada ta, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Deva a avut în vedere generarea unui spațiu de dialog în care oamenii să spună ce cred despre deciziile administrației publice locale și care sunt în opinia lor nevoile comunității. Fie că se vorbește despre proiectele pe termen mediu sau despre cele care vizează o perioadă mai lungă de timp, oamenii trebuie să simtă că în centrul preocupărilor sunt soluțiile, nu poveștile. Aflat în cartierul Grigorescu și vorbind cu oamenii, Lucian Rus reafirmă necesitatea locuințelor sociale și a unei comunități care trebuie să beneficieze de dezvoltare imediată și de sprijinul real al administrației prin programe care să reducă sărăcia și starea de dependență față de prestațiile sociale. Grija față de oameni trebuie să primeze, a mai declarat candidatul PSD la funcția de primar al Devei, menționând că doar împreună se pot face aceste lucruri bune pentru comunitate, pentru că Deva este acasă pentru toți devenii. În cartierul Gojdu, pe vremuri, unul dintre cele mai frumoase zone ale urbei, temele de discuție au fost obligația de a schimba imaginea de cartier lăsat la voia întâmplării, a naturii și a nepăsării. Cartierul cu care se identifică istoria urbană recentă a Devei are nevoie de spații verzi îngrijite, spațiile dintre blocuri funcționale, parcările supraterane eficiente și soluții de petrecere a timpului liber în cartier. Deva este acasă și cred că împreună cu devenii trebuie să începem să schimbăm fața cartierelor într-un mod eficient, funcțional și înțelept. Administrația publică locală este fără doar și poate o chestiune de viziune care începe cu respectul pentru oameni, a menționat Lucian Rus, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Deva.